Giurgiu este un oraș nu tocmai liniștit la capitolul circulației auto și simțim asta zilnic, fiecare dintre noi. Viteza excesivă, staționarea și parcarea în locuri interzise, agresivitatea, teribilismul și vulgaritatea la volan și mai ales neacordarea de prioritate pe trecerea de pieton sunt situații des întâlnite la conducătorii auto. Iată doar câteva dintre motivele pentru care conducătorii auto trebuie atenționați și supravegheați. Așa s-a întâmplat și astăzi când un echipaj al poliției locale de la biroul rutier al departamentului poliției locale Giurgiu, coordonat de șeful biroului de circulație, a început controlul încă de la primele ore ale dimineții. Este a doua acțiune pe care noi, Direcția Poliției Locale a Municipiului Giurgiu, întreprindem în acest an. Este vorba de circulație rutieră, unde un echipaj format din 3 colegi din cadrul Poliției Locale vor desfășura o acțiune în legătură cu staționarea interzisă, unde chiar vor aplica sancțiuni. Această acțiune are, în primul rând, o latură pentru prevenție, nici de cum pentru a amenda în mod deosebit. Iată că noi încă o dată venim în ajutorul cetățenilor pentru a arăta că conducătorii auto trebuie să respecte normele de circulație din municipiul Giurgiu. Agenții de la Poliția Locală au supravegheat cu pregădere străzile Vasile Alexandrii, 1 Mai, strada Gării, Mircea cel Bătrân și strada Negru-Vodă, dar și șoseaua București, piața centrală, strada Călugăreni, precum și sensul giratoriu de pe bulevardul CFR. Vremea prânzului a surprins pe lucrătorii de la Poliția Locală în piața centrală, unde, după cum se știe, este aglomerație mare și locuri de parcare puține. Până la această oră au fost aplicate un număr de 10 sancțiuni în valoare de 850 de lei, pe un punct de penalizare, pe 2 puncte de penalizare și un punct de amendă, cu posibilitatea de plată în 2 zile lucrătoare. Acțiunea polițiștilor locale a fost una bine văzută de către unii, mai puțin apreciată de către cei care au primit sancțiuni și a fost ca o undă de speranță pentru alții care au doleanțele lor. Poate organele de poliție locală înțeleg acest lucru. Stau în spatele blocului care este în fața pieții, este semnul interzis a se intra și intră numai riveranii, dar în toate zilele este plin de alte mașini care nu le mai zgârie, nu le mai lovește. Dacă spunem poliției locale sau poliției orășenei, ne spune, a, să-i domnești, dacă vin să parcheze. Deci, pentru unii ar fi o acțiune, pentru alții n-ar fi acțiune. Acțiunile poliției locale în domeniul rutier vor continua și în alte zone aglomerate ale municipiului.